Fermierii care au ales să cultive usturoi vor primi o subvenție în acest an. Mai exact, fiecare cultivator de usturoi poate primi de la stat suma de 1.000 de euro pe hectar, atât timp cât poate furniza autorităților documente justificative privind producția. La Gorj, o singură persoană s-a arătat interesată de program. Pentru programul de susținere pentru cultura usturoi, un potențial beneficiar care s-a înscris, urmând să-i se facă vizita în teren când această cultură deja este în faza de răsărire, bineînțeles pentru a putea fi eligibil la plată. Programul se desfășoară pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2019-2021.